Bun găsit, prieten, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Începem emisiunea din această seară cu o atenționare făcută de un pășcănean, chiar acum înainte de a intra în direct. Domnul Bote Alexandru, din Pașcani, strada Izvoarelor, bloc B4, apartamentul 26, spune că este un domn profesor, Bănilă Mihai, în blocul respectiv, care și-ar fi transformat locuința în discotecă și că obișnuiește, iată, de câteva ori pe săptămână să dea distracții, mai ales după, în timpul nopții, seara de la ora 9 înspre dimineață, ceea ce îi deranjează foarte mult pe locatari. Mâine vom fi acolo, domnule profesor, vom încerca să discutăm și cu dumneavoastră și cu vecinii. Cine știe, poate până la urmă vă liniștiți, nu? Nu e așa? Pentru că oamenii de acolo vor să doarmă după ora 9 seara, nu să danseze fără să dorească lucrul ăsta. Vom discuta astăzi mai aplicat, mai apăsat despre cea mai mare provocare pentru consilierii locali de-a lungul mandatului, aș spune. Vineri, iată, în ședința de Consiliu, vor da, practic, al doilea examen de maturitate administrativă, după ce au rămas repetenți la examenul dat în vara acestui an. Vă aduceți aminte? Atunci când cu 19, cu 18 voturi din 19, s-a votat delegarea serviciilor de apă și canalizare operatorului Eșan. Ei bine, vineri se va discuta din nou, de această dată revocarea celor două hotărâri privind delegarea serviciilor de apă și canalizare, proiectele fiind inițiate de doi pășcăneni, având în spate câteva mii de semnături strânse de la cei nemulțumiți, de fapt, de serviciile operatorului din Iași. Mai degrabă, nemulțumiți de faptul că nu au reușit să încheie contracte individuale cu noul operator, motiv pentru care, iată, nici până acum n-au reușit să-și achite facturile la apă. Bun, dacă cele două hotărâri vor fi aprobate, atunci problema, cel puțin deocamdată, va fi rezolvată, și anume că serviciile se vor întoarce la operatorul pășcănean, la Preservapa, urmând ca din ianuarie, cel mai probabil, sau din decembrie, pășcăneanii să primească facturi de la fostul operator. Rămân, în schimb, foarte multe întrebări și vom discuta despre ele, fără răspunsuri, probleme la care consilierii ar trebui să afle răspunsuri înainte de ședința de vineri, așa încât măcar de această dată să voteze în cunoștință de cauză. Dacă nu, pe aceeași ordine de zi, iată, mai este un proiect de hotărâre, de această dată inițiat de administrația locală, privind organizarea unui referendum. A fost stabilită și data organizării acestui referendum, și anume pe 18 ianuarie. Am convingerea, sunt aproape convins că de această dată consilierii locali vor vota pentru anularea hotărârilor prin care a fost delegat serviciul de apă și canalizare operatorului Eșan și că nu se va ajunge la organizarea acestui referendum. Dar, iată, se discută intens această problemă, se caută argumente pro și contra. A fost chiar înființată o comisie care analizează efectele operatorului Eșan la Pașcani pe parcursul acestor luni din iulie și până acum, dacă sunt pozitive sau negative. Mai degrabă se încearcă o justificare, așa încât Apa Vital să plece de la Pașcani. Această comisie a avut o primă ședință, noi am înregistrat-o, am și difuzat-o, ați putut urmări cum au fost puse problemele sau ce probleme au fost ridicate în cadrul acestei ședințe. Urmează o altă ședință joi, cu o zi înainte de plenul Consiliului Local, și un raport final, așa după cum a fost mandatată comisia,
va fi redactat abia după 60 de zile. Deci, cu alte cuvinte, Comisia își va continua activitatea în condițiile în care vineri nu va fi luată nicio decizie pe această temă, iar dacă consilierii vor vota pentru anularea delegării serviciilor, atunci Comisia își încetează activitatea. În acest sens, pentru că membrii Comisiei au făcut apel la pășcăneni să le aducă la cunoștință cu ce probleme s-au confruntat în raport cu APA Vital, noi am publicat pe platforma online Ziarul Orizont sau newspașcan.ro un articol, o invitație prin intermediul căreia dumneavoastră puteți să intrați acolo, puteți să postați problemele pe care le-ați întâmpinat, sugestiile dumneavoastră, comentariile pe această temă. Am fost surprins să constat că foarte mulți dintre cei care au intrat să comenteze, să-și exprime punctele de vedere în interiorul acestui articol, aveau o problemă mai degrabă cu mine decât cu administrația locală, cu consilierii care au votat această delegare sau cu operatorul Ieșean, în raport cu care, iată, au suficiente dificultăți în ceea ce privește încheierea contractului, facturarea și așa mai departe. Asta pentru că eu am îndrăznit să arăt, să aduc în atenția dumneavoastră câteva chestiuni, câteva probleme care până acum au fost prezentate în mod greșit, în mod eronat, voit sau nu. Unii au avut grijă să contureze în opinia, în rândul opiniei publice, în rândul pășcănenilor, această imagine total greșită în ceea ce privește unele aspecte în raport cu APA Vital. Și imediat vom discuta despre ele. Ori, interesul meu este ca, măcar de această dată, am mai spus-o și acum câteva minute, consilierii locali să ia o decizie în cunoștință de cauză, să nu o facă la fel cum s-a întâmplat în vara acestui an. Cu alte cuvinte, votul de vineri să fie foarte bine analizat, iar pe masa Consiliului Local aceste probleme să fie analizate într-un mod corect, nu cu emoție, ci cu multă rațiune. Pentru că vorbim aici nu numai de voința cetățenilor, noi vorbim aici și despre viitorul municipiului Pașcani, vorbim despre angajamente politice de această dată, dar și administrative și financiare, care, într-un fel sau altul, au avut până acum, iată, efecte negative asupra populației și ar putea să aibă în continuare efecte negative dacă, repet, nu vom fi în stare, nu vom fi în măsură să analizăm, să măsurăm cu foarte mare atenție ce anume vom face de acum încolo în legătură cu serviciul de apă și canalizare. Asta pentru că, iată, domnii consilieri s-au obișnuit să se informeze doar din presă. Sunt extrem de superficial, nu toți, dar vorbesc la general. Unii s-au obișnuit doar să citească presa, nu se obosesc să pună întrebări, nu se obosesc să se documenteze, nici măcar nu vor să gândească în funcție de informațiile pe care le-au acumulat. Am văzut cu surprindere, de exemplu, în cadrul ședinței Comisiei Speciale, consilieri care nu erau decât purtători de mesaje ale celor care nu au făcut altceva decât să manipuleze opinia publică în aceste luni de zile. Fără să gândească ceea ce scot pe gură. Ce este extrem de surprinzător, nu? Pentru că acești domni consilieri, înainte de toate, ar trebui să gândească ceea ce spun, ceea ce fac, ceea ce votează, da? Și pentru că toată lumea, inclusiv pe site, pe Facebook, mai nou, mă întreabă, doamne, dar tu de partea cui ești? Alții chiar au, fără să mă mai întrebe, au și pus acolo. Ziaristul de la BTV este de partea APA Vital. Vreau să clarific această chestiune ca să fie foarte clar pentru toată lumea.
Nu, nu sunt de partea celor de la Apa Vital, în niciun fel. În schimb, nu-mi place să vorbesc despre această problemă altcumva decât în limitele informațiilor certe pe care noi le avem. Da? Este, sau ar fi fost foarte ușor și pentru mine să vă mint, cum fac alții, da? Să vă spun tot felul de chestiuni care nu au un fundament logic. Vă dați seama că nu mi este nici mie ușor să-mi asum responsabilitatea de a citi, de exemplu, comunicatele de presă primite de la instituțiile publice, de la Guvernul României, de la Ministerul care se ocupă de derularea fondurilor europene, iată, mai nou, de la Consiliul Județean, toate contrazic opinia care a reușit să o exprime, mai ales în campanie electorală, cei doi parlamentari din Pașcani. Ori din acest punct de vedere avem de ales. Ori îi credem pe cei doi parlamentari, ori credem instituțiile publice care contrazic în mod apăsat, destul de apăsat, ceea ce ai noștri parlamentari au spus în campanie electorală. Ăsta ar fi un exemplu și imediat vom discuta la concret despre aceste opinii. Deci nu sunt, repet, de partea celor de la Apa Vital. La fel cum nu sunt și nu pot fi de partea celor de la Preservapa. Dacă ar fi să ne aducem aminte câte neajunsuri au creat cei de la Preservapa, dacă ar fi să ne aducem aminte câte articole, câte reclamații, câte ședințe au avut loc în cadrul Consiliului Local în legătură cu problemele de la Preservapa, câte nemulțumiri au fost acumulate de-a lungul timpului din partea pășcănenilor, privind aceste pierderi masive de apă și modalitatea de împărțire și facturare a acestor pierderi, dacă ar fi să luăm în calcul și datele care au apărut mai nou în ceea ce privește furturile masive de apă, da? Pentru că, iată, noul operator, când a trecut la contractarea serviciilor, au descoperit furturi uriașe. Și vă aduceți aminte despre recenta scrisoare publicată de Apa Vital, în care au arătat, de exemplu, că fostul operator factura pășcănenilor zeci de mii de metri cub de apă, în plus, fără niciun fel de justificare. Și foarte mulți agenți economici, foarte mulți salariați ai societății și nu numai, au beneficiat de apă fără să o achite, da? Și fără să aibă contoare și așa mai departe. Deci, vorbind de un sistem întreținut de clasa politică, care a beneficiat din plin de aiureala de până acum de la Preservapa, și în mod evident nu pot să țin parte acestei societăți în condițiile în care acolo nu s-a schimbat absolut nimic. În schimb, mă gândesc și sunt convins că și alți pășcăneni se gândesc la următoarea chestiune. Care au fost motivele pentru care consilierii au votat delegarea serviciului de apă și dacă motivele respective mai stau în picioare acum sau nu. Vă aduceți aminte că principalul argument a fost acela că Pașcaniu nu are capacitatea financiară, managerială și luați-o cum vreți, din toate punctele de vedere, de a atrage investiții și de a le gestiona așa încât în câțiva ani de zile în Pașcani și mai ales în suburbii să fie reparate aceste rețele de apă și canalizare. Mai ales în suburbii, acolo unde nu sunt rețele de canalizare și unde trebuie să fie făcute astfel de investiții. Acestea au fost argumentele principale ale consilierilor și aici, cred eu, ar trebui să primim un răspuns. Ce anume s-a întâmplat de-a lungul timpului, așa încât aceste argumente, dacă ele mai sunt valabile sau nu. Este adevărat că
Nemulțumirea acumulată în rândul pășcănenilor se bazează pe faptul că cei de la APA Vital au refuzat să încheie contracte individuale cu pășcănenii. Și iată, s-a ajuns în situația în care au fost acumulate prin urmare datorii, da? 4-5 facturi la plată și îngrijorarea este justificată în rândul pășcănenilor. Însă, repet, interesul meu sau raportarea mea, sau eu aștept răspunsuri la, și mai ales rezolvări la aceste probleme din partea consilierilor locale. Pentru că este foarte, foarte complicat și chiar aștept argumentele lor în ședința de vineri, este foarte complicat acum să vii și să spui, doamne, ne întoarcem la Preservapa fără ca înainte să aflăm o serie de răspunsuri extrem de importante cu privire la viitorul serviciilor de apă și canalizare la Pașcani. Bun. Eu am publicat, de altfel, un material, un editorial, 10 întrebări înainte de votul anti-APA Vital și aș vrea să le citesc și pentru dumneavoastră. Prima întrebare ar fi următoarea. Cine și cum plătește apa consumată de pășcăneni de la APA Vital după delegarea, dacă delegarea serviciului va fi revocată? Oamenii nu au contracte, prin urmare nu pot obține facturile de plată. Aceasta este o primă întrebare. Da? Oamenii au consumat apă timp de 4 sau 5 luni de zile, până când se vor întoarce lucrurile, se vor așeza în vechea matcă, mai durează. Da? Să presupunem că vineri va fi aprobată această hotărâre, asta înseamnă că undeva spre sfârșitul anului sau chiar anul viitor, încetul cu încetul vor fi reglate problemele administrative. Cine plătește apa consumată până atunci la APA Vital? Oamenii care nu au contracte nu o pot plăti și atunci întrebarea respectivă ar putea să aibă doar două răspunsuri din punctul meu de vedere. Principala sarcină cred că va fi preluată de administrația locală, pentru că între administrația locală și operatorul APA Vital, da, vrem contracte individuale, atât Mihai Hrebenciuc. Da, este o solicitare justă de care cei de la APA Vital, cred eu, ar trebui să țină cont dacă vor să rămână la Pașcani. Am spus-o dintotdeauna. Trebuie să găsească soluții pentru a încheia măcar pentru o perioadă determinată aceste contracte individuale. Revenind, cred că administrația locală va fi obligată să preia această sarcină financiară, care este destul de importantă și dacă vor veni inspectorii de la Curtea de Conturi, vor constata această datorie. Și dacă va fi constatată această datorie, cred eu, va fi imputată în aceste condiții consilierul local la plată. Cei care au votat și vor vota din nou, prima dată au votat pentru delegare, acum vor vota pentru anularea delegării serviciului de apă. Și este foarte probabil să se meargă până la impunerea la plată acestei datorii, la recuperarea acestor sume, chiar individual de la consilierii locale. Am auzit astăzi, așa, printre dinți mai degrabă, și o altă variantă, că suma respectivă ar urma să fie facturată vechiului operator de apă și canal, iar societatea Preservapa să încaseze banii de la populație. Asta ar însemna o sarcină financiară în plus și destul de mare pe societatea din Pașcani, în condițiile în care societatea oricum nu se simte bine, are și conturile blocate, da? Are datorii uriașe, încă o datorie importantă pusă în spatele societății nu ar face decât să îngreuneze și mai mult parcursul și încercările de redresare ale operatorului din Pașcani. În condițiile în care sumele vor fi recuperate, sunt convins, nu imediat, pentru că vorbim de sume mari, ci în timp. Și vorbim, atenție, și de o parte dintre pășcăneni care au adunat de-a lungul timpului datorii importante la Preservapa.
Deci, cu alte cuvinte, această datorie ar trebui să și-o asume dacă primăria va merge până la capăt și va impune această datorie, va trebui să și-o asume operatorul pășcănean. Întrebarea 2. Prețul la apă și canalizare va fi mai mic sau mai mare dacă ne vom întoarce la Prest-Servapa? Ei bine, toți fug de acest răspuns. Nimeni nu vrea să-și asume o astfel de responsabilitate. Ori, eu cred că de aici ar trebui pornită mai întâi discuția, da? Cu cifrele, cu hârtiile pe masă. Este ușor să vii și să spui în Consiliul Local, dole, nu este bună apa vitală. Ne întoarcem la Prest-Servapa. Fără să aduci în fața pășcănenilor garanții că nu va fi mai rău din momentul în care ne vom întoarce la Prest-Servapa. Deci, cu alte cuvinte, mai întâi ar trebui să avem garanția că prețurile la apă și canalizare nu vor crește sau nu vor fi mai mari decât cele de la apa vitală. Veți întreba cu siguranță, dar este posibil așa ceva? Da, eu cred că este posibil și am să vă argumentez și de ce. Am avut aici, în ultima perioadă, invitați cu care am discutat despre situația financiară de la Prest-Servapa, despre viitorul acestei societăți. Da? L-am avut chiar și pe domnul viitor director, domnul Cațighera, cel care a câștigat concursul la Societatea de Apă și Canal din Pașcani. Și ați văzut care au fost răspunsurile domniei sale, da? Că se va porni de la prețul care este deja practicat de Prest-Servapa. Cu alte cuvinte, nu ne vom întoarce la prețul anterior, cel pe care l-am avut înainte de delegarea Serviciului de Apă și Canalizare. Și mai mult decât atât, dacă vom dori să facem investiții, atunci cu siguranță acest preț ar trebui să fie majorat. Iar diferența respectivă de preț să meargă pe investiții. Deci, cu alte cuvinte, dacă se dorește rentabilizarea serviciului de apă și canalizare din Pașcani, înlăturarea pierderilor, efectuarea reparațiilor și extinderea rețelelor de apă și canalizare, atunci, peste prețul pe care îl avem acum la apa vital, ar urma să mai fie pusă o componentă de dezvoltare. Dar aceste chestiuni ar trebui spuse cu voce tare, cu glas tare. Nu este suficient să le aflăm doar de la oamenii care urmează să rezolve în mod tehnic aceste probleme. Trebuie să fie asumate de politicieni. Dacă ei vin să voteze, de exemplu, vineri, ar trebui să voteze, repet, în cunoștință de cauză. Să nu o facă cum au făcut-o în vara acestui an, când au votat delegarea serviciului, fără să își pună măcar întrebarea, dă-le, cum urmează să fie făcută facturarea la populație. Bun, ei spun că n-au știut. Eu am îndoieli serioase că ei nu au știut. Ce fel de consilier ești, mai ales membru în Comisia de Negociere, dacă nu te întrebi cum anume urmează să fie implementate serviciile la Pașcani? Sau ce fel de consilier responsabil ești să nu pui în balanță, să compari, doamne, vine operatorul din Iași, hai să mă gândesc, să aflu, să mă interesez cum oferă acest operator serviciile în Iași, nu? În raport cu Ieșeni. Și dacă ieșenii sunt mulțumiți. Îmi este greu să cred că acești consilieri, 18 la număr, înainte de a ridica mâna, nu și-au pus astfel de întrebări. Nu suntem la distanțe de sute sau mii de kilometri. Suntem la o distanță foarte mică, da? Suntem în același județ și era suficient un telefon. Mulți au rude în Iași, copii și așa mai departe și ar fi putut ușor să afle cum administrează aceste servicii operatorul din Iași. Eu cred că ei știau, dar au mers mai departe sperând că nu se va întâmpla nimic. De această dată, în schimb, trebuie puse cărțile pe masă. Trebuie puse întrebările pe masă și aflate răspunsurile și asumate politic. Pentru că altcumva ne vom trezi în ianuarie, în februarie, că vor veni să majoreze prețurile și atunci vor spune, păi nu ați vrut voi să vă întoarceți la Prest-Servapa? Deci trebuie neapărat, repet, să aflăm dacă prețurile
vor fi mai mari decât acum sau vor scădea, ne vom întoarce la prețul inițial și în ce condiții. Este extrem de important să aflăm lucrul ăsta. De ce cred eu că vor fi majorate prețurile? Păi, pentru că până acum, în acest preț cu care s-a operat serviciul la Pașcani până la delegarea lui operatorului Eșan, acest preț nu avea în componența lui aceste cheltuieli de la stația de epurare. Stația de epurare care a fost reabilitată și care a fost dată de curând în folosință. Costurile de exploatare ale stației de epurare acum, după darea ei în folosință, sunt mult mai mari decât au fost până acum. Ori aceste costuri trebuie scoase la suprafață și trebuie analizată, trebuie făcută o analiză foarte clară asupra impactului acestor costuri în prețul de facturare. Cine spune că aceste costuri de la stația de epurare nu sunt importante sau nu sunt atât de importante încât să afecteze prețul, minte. Uitați-vă puțin la prețul de la Iași. Cea mai mare componentă din preț este canalizarea. Ăsta este și motivul pentru care societățile din Pașcani sunt nemulțumite atunci când au primit, de exemplu, pe facturi, canalizarea apei pluviale. Da? Tocmai din cauza faptului că prețul la canalizare este mai mare decât cel din Pașcani și mai mare decât apa. Ori, așa se va întâmpla și la Pașcani. Doar trebuie să-i forțăm să vorbească despre acest lucru, să scoată cifrele pe masă și să arate pășcănenilor care este realitatea. Să nu ne trezim și noi cu astfel de surprize. Întrebarea 3. Ce se va întâmpla cu contractele încheiate cu Apa Vital? Da? Noi când serviciul a fost delegat operatorului Eșan, contractele de la Preservapa au rămas în vigoare. Ele n-au fost anulate. Și vă aduceți aminte argumentele pe care le-au spus domnului director. Doamne, nu le putem anula pentru că încă mai avem de recuperat bani și așa mai departe. Bun. Dar dacă vineri se votează anularea delegării serviciilor de apă și canalizare către Apa Vital și ne întoarcem la Preservapa, contractele încheiate de Apa Vital, mai ales cu cei de la case, se vor anula sau nu? Vor fi anulate sau nu? Dacă ar fi să analizăm situația după răspunsul celor de la Preservapa, se pare că sunt șanse ca aceste contracte să rămână în vigoare, nu? Dacă cei de la Preservapa au refuzat să le anuleze, și ăștia de la Apa Vital ar putea să facă același lucru, nu? Cu alte cuvinte, noi, pe aceeași logică, nu am avea posibilitatea unilaterală de a renunța la aceste contracte. Repet, folosind aceeași logică de la Preservapa. Dar, o altă întrebare suplimentară. Dacă vor fi pășcăneni care vor, așa cum au fost argumentele, unora chiar în sală, la dezbatere. Eu am contract cu Apa Vital, cu Preservapa, prin urmare vreau să-mi dea ei apă, nu operatorul Eșan. Dacă vor fi acum pășcăneni, repet, mai ales cei de la case. Dacă vor fi pășcăneni care vor spune, doamne, eu am contract cu Apa Vital, sunt mulțumit de servicii și vreau să-mi furnizeze Apa Vital apă, nu Preservapa. Și din motive pe care le-am mai discutat până acum. Pierderile la apă și așa mai departe. Ce se va întâmpla atunci? Eu nu spun că vor apărea probleme pe această temă. Ci această întrebare trebuie să fie pe masa consilierilor, iar ei să fie pregătiți dacă vor apărea astfel de probleme. Pentru că ele, repet, au apărut. Aceste probleme au apărut într-o altă cheie, da? Au apărut după delegarea serviciului de apă și canalizare operatorului Eșan, da? Ce s-a întâmplat cu contractele la Preservapa? Nimic. N-au fost anulate. Și, prin urmare, oamenii au spus, doamne, eu am contract și cu unul și cu altul. Sau unii au spus, doamne, am contract cu Preservapa, refuz să închei un al doilea contract cu Apa Vital. Și așa mai departe. Cu alte cuvinte, există pericolul unei astfel de probleme, da? Dar pe invers, adică de această dată să rămână în vigoare și contractele de la
APA Vital, da? Consilierii trebuie să afle cum anume urmează ca aceste contracte să fie reziliate. Bun, ce se va întâmpla cu acești beneficiari, am mai spus, care vor să rămână să primească apă de la operatorul ieșean. Ei au contracte în vigoare și, prin urmare, cei de la Iași ar trebui să le asigure servicii, nu? Și aici, de asemenea, trebuie aflat un răspuns. Cine s-ar putea afla într-o astfel de situație? Sunt convins că nu cei de la bloc, cei care își doresc, iată, întoarcerea serviciului la Pașcani. Dar să nu uităm că sunt foarte mulți oameni care locuiesc în suburbii. Oameni care locuiesc în cartierele de case din municipiul Pașcani, cartiere și suburbii care nu au rețele de canalizare și care au rețele de apă improvizate și care și-au dorit și își doresc ca astfel de investiții să fie făcute imediat. Bun. Dacă delegarea serviciilor către APA Vital va fi anulată, municipiul Pașcani pierde 13 milioane de euro pentru investiții în reabilitarea, dar mai ales extinderea rețelelor de canalizare. Practic sunt sacrificați din nou locuitorii din suburbii și cartierele de case pentru cei de la bloc. Cine își asumă această responsabilitate? Este o întrebare foarte grea, în special pentru consilierul local. Și am să vă spun imediat de ce. Acești domni care au condus orașul de-a lungul timpului au obținut votul pășcănenilor pe bază de promisiuni. Toți primarii au devenit primari făcând astfel de promisiuni. Mai ales în suburbii, pentru că marile probleme sunt în suburbii. Acești domni au fost în suburbiile municipiului Pașcani, 5 la număr, au vorbit cu oamenii și le-au promis vrute și nevrute. În special că vor face drumurile și rețelele de apă și canalizare. Ori, votul de vineri, dacă el va fi pentru anularea delegării serviciului de apă și canal, este o palmă uriașă dată celor din suburbii. Și atenție, și cartierele de case, cartierul Dallas, nu? Cu care noi ne mândrim și spunem că este un cartier de fițe, da? Și cartierul Dallas din Pașcani. De ce? Pentru că prin anularea delegării serviciului de apă se pierde automat și acea investiție de 13 milioane de euro. Dacă luăm în calcul faptul că nimeni nu poate câștiga alegerile fără votul suburbiilor, deci să presupunem că ești foarte popular în oraș, în zona deal, în zona vale, tot nu poți să câștigi suburbiile, toți politicienii au spus lucrul ăsta, deci nu poți să câștigi alegerile fără suburbii. Deci, luând în calcul această ecuație politică, sunt convins că presiunea asupra Consiliului Local este uriașă, mai ales dacă ar fi să discutăm la nivel de partid. Pentru că de cele mai multe ori deciziile în Consiliul Local, dacă aveți comentarii sau întrebări, vă rog pe SMS 0721 80644. Deciziile se iau, sau mai bine spus, se dictează politic de cele mai multe ori. Votul din vară a fost dictat politic, este foarte clar. Peneliștii au votat pentru că a cerut acest vot domnul Adomniție, președintele Consiliului Județean. PSD-iștii au votat acest proiect, așa după cum am spus, pe motivul că vor primi bani pentru investiții, dar și pentru că votul a fost solicitat politic atât de președintele Consiliului Județean, cât și de domnul Nichita. Este foarte clar. Deci a fost un vot politic. La fel va fi și vineri. Ăsta este motivul pentru care în balanță vor fi puse inclusiv aceste ecuații, aceste calcule politice. Deci, cine va îndrăzni să voteze împotriva celor 5 suburbii vineri? Eu cred că foarte mulți dintre consilieri se vor gândi de două ori atunci când vor ridica mâna. Dacă mă întrebați pe mine, este foarte posibil ca votul să fie secret.
tocmai pentru că nu îndrăznesc sau nu vor îndrăzni să ridice mâna la vedere pentru sau împotrivă, nu contează cum. Dar cred că nu vor îndrăzni să o facă liber în fața camerelor de luat vederi sau în fața oamenilor care cu siguranță vor fi în sală la momentul respectiv. Consilierii care în marea lor majoritate locuiesc în oraș sau cetățenii, inclusiv cei care vor avea de suferit de pe urma acestei decizii. Deci cine anume își va asuma această responsabilitate? Este greu de spus. Este adevărat, până acum s-a auzit doar vocea celor din oraș, celor de la bloc. Asta pentru că oamenii au avut și au în continuare această problemă, lipsa unui contract individual și nu își pot achita facturile. Cei de la case au contractele încheiate, prin urmare n-au motive să reacționeze, să intre, iată, în această dezbatere publică. Bun, o altă întrebare. Pășcănenii din cele 5 suburbii, acolo unde nu este canalizare și rețele de apă sunt doar parțial făcute pe anumite străzi, sunt cetățeni de mâna a doua? Ei nu au dreptul la aceste servicii, la fel ca și cei de la bloc? Este o întrebare justă, mai ales dacă ar fi să analizăm ce anume a făcut administrația locală pentru suburbii în ultimii 25 de ani. Uitați-vă, vă rog, cum arată suburbiile. Arată mai rău, cu excepția suburbiei Sodomeni, de unde este primarul, de unde a fost primarul Rățoi, actualul deputat, și mai nou în suburbia Lunca, unde a mai fost asfaltată o stradă. Uitați-vă cum arată aceste suburbii. Repet, ca niște sate uitate de Dumnezeu. Arată comune din jurul Pașcanului mult mai bine decât aceste suburbii, unde cetățenii plătesc, atenție, taxe și impozite la rang de municipiu. Adică oamenii plătesc aproape aceleași taxe și impozite ca cetățenii de la bloc, de exemplu. Ei bine, în aceste suburbii nu s-a făcut mare lucru. Și putem să facem o analiză foarte pe scurt, da? La Blăgești, Neculai Rățoi, care acum se bate cu pumnul în piept că va aduce fonduri pentru dezvoltare, ei bine, la Blăgești n-au reușit să facă decât un cămin cultural, unde au băgat foarte mulți bani, de unde au furat foarte mulți bani. Și următorul primar, Grigore Crăcinescu, a încercat să facă un teren într-o baltă. Da? De asemenea, unde au fost băgați foarte mulți bani și investiția n-a mai fost continuată. Deci banii respectivi au fost pierduți. La Lunca, în afară de faptul că acum a fost asfaltată o stradă, nu s-a mai făcut nimic de foarte mult timp. Se încearcă acum un proiect pentru reabilitarea căminului cultural. La Găștești, mai nou, în mandatul ăsta s-a mai asfaltat ceva. În rest, nimic. La Sodomeni, Rățoi a avut grijă să asfalteze strada pe unde este vila lui, dar în ceea ce privește rețelele de canalizare, ele lipsesc cu desăvârșire, iar rețelele de apă nu sunt peste tot, doar pe străzile principale. Ori, ce probleme majore au acești oameni de acolo? Dincolo de faptul că lipsa de echitate, modalitatea de împărțire a acestor taxe și impozite, nu este tocmai justă, da? Din banii strânși de la populație, face investiții doar în Pașcani. Suburbiile sunt un fel de anexă. Cineva comenta pe ziar, doamne, să meargă la Ponta acești oameni, să ceară bani de la Ponta. Păi, oamenii ăștia nu sunt tot din municipiul Pașcani. De ce banii municipiului să fie dați doar pentru voi sau pentru tine, stimate domn, care îi trimiți pe el alți la Ponta să ceară bani? De ce doar pentru zona centrală? Și am făcut investiții care nu trebuiau făcute. Un palat administrativ, de exemplu, da? Și multe alte cheltuieli inutile în Pașcani. Iar problemele vitale din suburbii n-au fost rezolvate timp de 25 de ani de zile. Oamenii ăștia nu au dreptul să trăiască în mod decent? Nu au dreptul să aibă acces la apă și la rețele de canalizare? Eu cred că da.
Vom vedea ce vor spune consilierii pe această temă. Și cum anume vor fi împărțite bugetele de acum încolo. Pentru că ei vineri, în mod firesc, ar trebui să vină și să spună: doamne, considerăm că este cea mai bună soluție pentru Pașcani reîntoarcerea serviciilor de apă și canalizare la Pașcani, dar în locul banilor pierduți, cele 13 milioane de euro, venim, iată, cu un plan de investiții pentru 3-5 ani de zile, bani de la bugetul local, și acest plan urmează sau iată, îl aprobăm acum, tocmai pentru a fi o garanție că am luat investițiile de la Apa Vital și punem ceva în loc, așa încât pășcănenii de la suburbii să aibă garanția că nu vor fi uitați așa cum au fost uitați și de acum încolo, 25 de ani de zile. Da? Ăsta este principalul argument al meu pentru care prezint aceste date. Da? Să fim consilierii, să fie corecți atunci când împart bugetele, atunci când fac investiții, atunci când analizează și iau astfel de decizii. Da? Nu suntem aici două zone, una de săraci din suburbii, săraci și proști, și o altă zonă de oameni înstăriți care au doar drepturi, nu? Nu și obligații. Cea de-a noua întrebare. Preservapa are datorii uriașe la RAGCL, Primăria Pașcani și alți furnizori și mai nou la stat. Este executată silit și riscă falimentul. De unde le va achita dacă nu a reușit până acum să o facă? Am publicat zilele trecute, am fost și am discutat, de exemplu, cu noua conducere de la RAGCL. Doar un exemplu. RAGCL-ul are de încasat peste 2 milioane de lei datorii de la Preservapa. Nu mai este posibilă compensarea pentru că deja este cu titlul executor. Regia, știți bine, are conturile blocate, statul vrea să încaseze toți banii de la regie, a intrat pe fir și statul român, fiscul, a mers la Preservapa, a pus sechestru pe conturi și tot ce trebuie să încaseze regia de la Preservapa și din altă parte, merge pe datoriile regiei de termoficare către stat. Cu alte cuvinte, Preservapa nu mai poate face compensări, ci trebuie să plătească acești bani. Vorbim de peste 2 milioane de lei, 2,3 dacă nu greșesc, 2 miliarde 300, dar mai sunt și alte datorii acumulate acolo. Și la stat, și la furnizori, spunea astăzi primarul: doamne, am cerut o situație cu datoriile și cu cât au de încasat. Nu știu. Este aberant. Este de neînchipuit. Nu știu ce management a fost acolo. Dar să te afli, iată, în situația asta și să n-ai o situație în ceea ce privește datoriile și cât anume ai de încasat, mi se pare chiar aberant. Adică nu te interesează ca societatea să fie pusă pe picioare, să meargă înainte, nu? Cum? Ce garanție avem că dacă ne întoarcem la Preservapa, peste o lună, peste jumătate de an, peste un an de zile, nu va intra în faliment? Este de asemenea o întrebare la care trebuie să aflăm un răspuns concret și cu fermitate, pentru că dacă se va întâmpla lucrul ăsta, dacă Preservapa va intra în faliment, este suficient ca o societate care are datorii să ceară insolvența. Și atunci se declanșează acest procedeu. Da? Și cu siguranță va fi greu de supraviețuit. Iată, dacă vine și nota de plată de la Apa Vital, dacă va fi impusă operatorului pășcănean la plată, da, pentru tot consumul pășcănenilor care nu au contract, va fi o problemă foarte grea de gestionat. Ori, dacă societatea nu se va descurca, mă refer la Preservapa, acum nu s-a descurcat nici până acum, dacă nu va reuși să-și achite datoriile, dacă nu va reuși să facă investiții pentru reabilitarea rețelelor, pentru reducerea pierderilor, păi atunci are o singură șansă, nu? O singură direcție, și anume falimentul. Păi dacă falimentează, cine ne mai furnizează nouă servicii de apă și canalizare? Ar fi culmea culmilor ca peste un an de zile, sau mai puțin, sau mai mult, să mergem la Apa Vital și să spunem: dole, venim la dumneavoastră să luăm apă. Dar atunci știți ce se va întâmpla? Atunci
nu ne vor da niciun leu. Da? Dacă acum suntem într-o poziție cât de cât avantajoasă în sensul că avem, suntem incluși într-un plan de investiții, sunt convins că într-o altfel de situație nu vom avea niciun leu pentru investiții. Ce se va întâmpla cu cei care au fost găsiți că furau apă în loc să o plătească? Vor fi protejați ca și până acum sau vor fi dați pe mâna poliției? O altă întrebare extrem de interesantă. Am vorbit la începutul emisiunii, foarte mulți care au fost găsiți că au furat apă și n-au plătit-o. Au fost acoperiți, îmi asum responsabilitate pentru ceea ce spun. Au fost acoperiți inclusiv cu acordul celor de la Apa Vital, pentru că nu e treaba lor. Deci acești domni, aceste societăți au fost acoperite. Ce se va întâmpla cu această listă? Mi-am pus întrebarea dacă nu cumva acest joc, trecerea apei de la Pașcan la Iași, apoi la Pașcan, dacă nu cumva a fost o regie foarte bine pusă la punct pentru a acoperi chiar aceste pierderi uriașe, aceste furturi uriașe de apă. Pentru că odată cu transferul, cu delegarea serviciilor de apă și canalizare, s-au șters, să spun așa, urmele. Da? Cei de la Iași au început de la zero, au făcut o situație, nu i-a interesat că, iată, i-a găsit pe unii fără apometre, i-a găsit pe unii fără să plătească apa. Oamenii s-au dus, au pus apometre, au rezolvat, le-au sigilat, au rezolvat treburile. Da? Nu cumva cineva a avut interesul ăsta să vină Iașu și să curețe, să acopere toate aceste furturi? Este poate o altă întrebare la care ar trebui să găsim un răspuns. Important este ca dacă serviciile se întorc la Pașcan, ei bine, să nu mai avem astfel de situații, nu? Să nu mai plătim noi pentru alții. Este extrem de important să știm lucrul ăsta, motiv pentru care consilierii locali, cred eu, ar trebui să analizeze inclusiv această situație. Bun. Mai avem doar câteva minute până la finalul emisiunii, dar nu aș vrea să închei fără a preciza următoarele chestiuni. E o bătălie politică de argumente. Pe de o parte, între deputatul Rățoi, care a antrenat, cred că este scopul vieții lui, cea mai mare bătălie din ultimii ani de zile pe care vrea să o câștige. Și folosește toate resursele pentru a întoarce lucrurile, pentru a aduce serviciile de apă și canalizare înapoi la Pașcani. Unii sunt convins că îl laudă pentru acest lucru, alții, iată, îl critică. Poate ar fi fost de lăudat dacă ar fi fost sincer cu pășcănenii. Ori, în toate intervențiile domniei sale de până acum, ultimele mai ales, a mințit. El a spus pășcănenilor și la dezbaterea publică, vă aduceți aminte, doamne, în 2-3 zile Consiliul va rezolva problema. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. La fel a spus, doamne, noi ne ocupăm să aducem fonduri europene la Pașcani așa încât aceste investiții să fie făcute. Instituțiile statului, îl contrazic, instituțiile statului spun că deputatul Rățoi nu are dreptate. Domnia s-a făcut o adresă pentru a obține un răspuns un telespectator de 2 ani de zile am cere de extindere a rețelei de apă pe șoseaua națională, iar primarul nu știe unde este strada. Alt cetățean, să se aleagă oamenii pe competență, nu politic, spune un telespectator. Deci sunt oameni care, de exemplu, își doresc, iată, investiții. Nu mă interesează denumirea furnizorului, mă interesează prețul. Vreau doar facturare individuală, vrem contracte individuale. Cam astea sunt mesajele de la cetățeni. La bloc să se încheie contracte individuale și suntem de acord cu Apa Vital. Deci până la urmă, toată discuția se reduce, așa cum am mai spus-o, la contracte individuale. Oamenii nu sunt atât de pasionați de politică și de aceste jocuri subterane. Sunt convins de lucrul ăsta. Dacă Apa Vital ar înțelege să încheie contracte la Pașcani, sunt convins că problema ar fi rezolvată. Ceea ce mă surprinde pe mine, și revin la subiect, este că legislativul local nu dorește niciun fel să impună
Am mai spus acum câteva luni de zile, eu dacă aș fi fost în Consiliul Local sau dacă aș fi avut o putere în sensul ăsta, aș fi făcut după cum urmează. Pe ordinea de zi aș fi pus hotărârea de anulare a delegării, după care aș fi pus din nou delegarea, aprobarea delegării serviciului de apă către Apa Vital, condiționat. Condiționat, repet. Singura condiție, să fie încheiate contracte individuale cu pășcăneni. Ori aici nu înțeleg de ce domnii consilieri nu vor să impună, atenție, că au capacitatea și puterea să facă lucrul ăsta. Dacă ei acum iau serviciu de la Iași și reintră în posesia lui, au din nou puterea să negocieze. Nu înțeleg de ce nu vor să facă lucrul ăsta. Bun. Spuneam că domnul deputat a promis, iată, fonduri, da? Fonduri pentru dezvoltare. Și a făcut o adresă pe linie politică, la Dragnea. Așa, să obțină un răspuns cu care să vină, doamne, la Pașcan și să arate pășcănenilor că se poate, că el poate să obțină aceste fonduri. Evident că domnul Dragnea a trimis un răspuns către domnul deputat Neculae Rățoi, iată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în care nu spune nimic, este un răspuns politic. Și în care îl trimite pe domnul deputat la plimbare. Îl trimite la Consiliul Județean. Doamne, mergi la Consiliul Județean și discută cu aia. Dacă ei sunt de acord să modifice programul de investiții și dacă sunt de acord cu ceea ce propui matale, atunci noi nu avem nimic împotrivă. Însă, o altă adresă mult mai aplicată de această dată venită din partea Ministerului Fondurilor Europene spune foarte clar, adică cei care se ocupă de gestionarea acestor fonduri, da? Având în vedere prevederile explicite ale programului și anume operarea investițiilor va fi asigurată în continuare de operatorii regionali, deci regionali, nu locali, deja creați prin proiectele finanțate din fonduri europene, pre- și post-operare, acești operatori vor asigura și prelua localitățile de mici dimensiuni, mai puțin profitabile, dar care trebuie să se conformeze cu prevederile europene. Deci, cu alte cuvinte, aceste fonduri nu pot fi derulate decât prin intermediul operatorilor regionali, pentru că așa cere Uniunea Europeană. Și mai sus, adresa integrală o găsiți pe ziarul Orizont, spune foarte clar că din 2020 localitățile, dacă nu se vor conforma la cerințele de mediu ale Uniunii Europene, cu alte cuvinte, în ceea ce privește calitatea apei și serviciile de canalizare, vor fi penalizate. Deci această adresă de la Ministerul Fondurilor Europene contrazice în mod flagrant ceea ce a promis deputatul Neculae Rățoi. Și iată astăzi Consiliul Județean Iași, pentru că noi am făcut demersuri pentru a clarifica, pentru a afla ceea ce domnul deputat n-a vrut să afle, un răspuns de la Consiliul Județean, așa după cum domnul Dragnea l-a trimis să afle un răspuns de la Consiliul Județean. Am aflat noi pentru domnia sa răspunsul. Și iată, Consiliul Județean a trimis un comunicat de presă și spune foarte clar, atenție, pentru că este foarte important. Pe de altă parte, SC Preserv Apa ESA, adică operatorul din Pașcani, este fostul operator din Pașcani, care în prezent nu mai are licență de operare pe serviciile de apă, ci doar pentru epurare și aceasta doar pentru municipiul Pașcani. Deci, cu alte cuvinte, dacă comunicatul este adevărat și îmi închipui că este adevărat, în condițiile în care este emis de o instituție publică, de Consiliul Județean Iași, atunci noi tragem să ne întoarcem la un operator, la fostul operator al municipiului Pașcani, care nu mai are licență de operare pe apă. Deci, cu alte cuvinte, nu mai poate furniza servicii de apă. Deci noi vineri, conform comunicatului Consiliului Județean, ar trebui să votăm să ne întoarcem la un operator care nu mai poate furniza servicii de apă și canal. Ăsta este motivul pentru care eu fac aceste demersuri de a vă informa pe dumneavoastră și nu numai pe dumneavoastră, în special pe consilierii locali, așa încât până vineri să se intereseze, să afle de la noi, de la instituțiile abilitate, aceste răspunsuri, să primească și ei hârtiile cum le-am primit și eu
și să voteze vineri în cunoștință de cauză. Pentru că dacă va fi anulată delegarea la Preservapa, iar la Apa Vital, iar Preservapa nu are licență de operare, păi atunci înseamnă că nu poate da apă la Pășcăneni. Și vom fi într-o situație și mai complicată decât până acum. Deci, atenție, mai citesc o dată. Pe de altă parte, SC Preservapa este fostul operator din Pașcani, care în prezent nu mai are licență de operare pe serviciile de apă, ci doar pentru epurare și aceasta doar pentru municipiul Pașcani. Acest operator se află într-o situație financiară critică, deci am spus-o și eu, o spune și județul, întrucât prin încheierea ilegală de contracte individuale în condomenii, atenție, prin încheierea ilegală de contracte individuale în condomenii, s-a pus în situația de a nu putea să recupereze serviciile facturate, devenind astfel nesustenabil financiar în condițiile în care și obiectul de activitate s-a redus doar la stația de epurare. Deci, până și județul este îngrijorat de această situație și clarifică ceea ce, sau mai bine spus, spune lucrul pe nume, arată pășcănenilor ceea ce domnii din Pașcani refuză să arate. Bun, acest operator nu are nici capacitatea de implementare a investițiilor cu fonduri ale Comisiei Europene și nici credibilitate, întrucât experiențele anterioare au arătat că managementul de proiect a fost defectuos. Deci, cu alte cuvinte, cei de la județul Iași, din conducerea județului Iași, spun foarte clar că operatorul din Pașcani nu poate furniza servicii de apă și nu poate implementa investiții, chiar dacă, prin absurd, am obține acești bani de la Uniunea Europeană. Demersul domnului deputat, mai spune județul, îl considerăm anacronic lipsit de fundament și se înscrie în lunga serie de fapte care încearcă să văduvească Pașcaniul de investiții neapărat necesare, aceasta nefiind o noutate, întrucât și în 2007 s-a mai pierdut astfel circa 11 milioane de euro pe același proiect. Deci, cu alte cuvinte, Pașcani a mai pierdut 11 milioane de euro în 2007, tot pentru faptul că a refuzat aderarea la această asociație și preluarea serviciilor de operatorul Ieșean. Deci, doamnelor, domnilor, astea sunt hârtiile, nu sunt neapărat opiniile mele, sunt datele oficiale de la instituții publice, de la minister, de la Consiliul Județean. Aceste hârtii, aceste date se contrazic cu declarațiile politice, cu lipsa de responsabilitate ale pășcănenilor care au fost votați în funcții cheie de deputat, de senator, ale celor care conduc destinele acestui oraș. Da? Ori, dacă deputatul, dacă senatorul, dacă politicienii vin și ne mint în campanie electorală, da? Și ne dau speranțe de șarte, iată, instituțiile statului vin și demonstrează acest lucru. Ori, vineri, cred eu că decizia ar trebui să fie luată fără angajamente politice sau politicianiste. Decizia ar trebui să fie luată în urma unei analize foarte corecte, pornind, iată, chiar de la aceste răspunsuri, de la aceste date, de la aceste cifre. Discutam astăzi cu domnul, ca să vedeți cât de mare este diferența dintre ceea ce s-a spus până acum, dintre argumentele incredibile pe care le folosesc unii consilieri și starea de fapt. Discutam astăzi cu domnul Benone Mihuț și pe bună dreptate domnia sa. El nu este director la Siretul Pașcani, dar se gândește la societatea care, iată, a intrat în faliment și la muncitorii pe care îi reprezintă în calitate de lider de sindicat. Și spunea, domnule mie, sau societății Siretul a crescut factura foarte mult comparativ cu factura de la Preservapa pe canalizarea apei meteorice. Și l-am întrebat, domnule, dar la suprafață v-ați uitat? Ați comparat suprafețele din contract, dacă sunt aceleași suprafețe, ca să aveți o părere corectă în ceea ce privește majorările, creșterile de preț. Și domnia sa a recunoscut că în fostul contract suprafețele erau mai mici. Dar atenție, argumentul. Erau mai mici din cauza unui patriotism local
manifestat de Preservapa în raport cu societatea Siretu. În traducere liberă înseamnă că Preservapa a încheiat contract cu Siretul pe o suprafață mai mică de teren, canalizată, deci a plătit mai puțin, nu pentru că așa trebuia, ci pentru că s-a făcut un fals în contractul respectiv, pentru că s-a furat. Deci a spus-o cu subiect și predicat acest domn consilier. Repet, cu bună credință, sunt convins de lucrul ăsta. Ori, din acest punct de vedere, sunt convins că sunt foarte mulți nemulțumiți, da? Dacă au avut astfel de înțelegeri și alte societăți cu Preservapa, asta înseamnă că odată cu întoarcerea la vechea structură, aceste înțelegeri vor fi păstrate sau reluate. Întrebarea este, în folosul cui? Evident că în folosul societăților, dar cine plătește astfel de pagube? Până acum au fost plătite de pășcăleni. Este corect sau nu? Eu cred că nu. S-a mai discutat în această comisie și închei, un domn consilier spunea că, doamne, de ce să plătim și apa meteorică și canalizarea apei meteorice? O prostie. Evident că se plătește doar canalizarea, nu și apa meteorică, adică apa care cade din cer. Dar ce vreau să subliniez? Doamne, sunt atât de superficiale acești domn consilier, încât te sperii. Te sperii cum reușesc ei să analizeze, și repet, fac parte dintr-o comisie de analiză, cum reușesc ei să analizeze, fără să citească nici măcar factura pe care au primit-o. O altă idee propagată în mod mincinos și fără măcar să pună mâna pe telefon și să întrebe. Un alt consilier spunea, doamne, de ce să facă Apa Vitale investiții din banii noștri? Să facă din banii lor. A doua zi, în mod evident, am pus și noi mâna pe telefon, revoltat, și am întrebat, doamne, investițiile care le-ați făcut în Pașcani până acum sunt făcute din banii Apa Vitale sau din banii pășcănenilor? Ei au spus, doamne, din banii noștri. Și i-am întrebat, și urmează să vă recuperați aceste investiții din banii pășcănenilor, adică din acea taxă de redevență pe care au încasat? Oamenii au spus, nu, pentru că noi suntem obligați să dăm taxa de redevență pentru achitarea împrumutului. Deci, cu alte cuvinte, sunt două păreri total diferite. Una la sursă, Apa Vitale, da, pe acte, pe documente, cealaltă din auzite. Și venim în comisie, da, pentru că, repet, au fost preluate de pe ziare, din comentarii, din discuții și așa mai departe, și punem cu valoare de adevăr aceste cuvinte, aceste fraze, și nu facem altceva decât să speriem oamenii. Ori, oamenii din Pașcani au nevoie, estimați consilieri, și închei, de serviciile dumneavoastră în calitate de consilier local, servicii de calitate. Dumneavoastră, mai întâi de toate, trebuie să vă informați, să vă informați bine, nu pe vorbe, ci pe hârtii, așa cum o fac și eu. Da? Eu nu spun că am dreptate neapărat, dar iată, în momentul de față, acestea sunt hârtiile, acestea sunt răspunsurile venite de peste tot. Dumneavoastră, ca să puteți lua o decizie în cunoștință de cauză, trebuie să măcar să le citiți. Sau dacă nu, solicitați-le și dumneavoastră. Uitați-vă pe ele, analizați-le. Nu înțelegeți, întrebați un jurist de profesie. Da? Și după ce înțelegeți aceste răspunsuri, după ce vă adunați toate aceste informații, judecați. Judecați lucrurile. Da? Și judecați-le nu în funcție de interesul dumneavoastră, nu în funcție de societatea la care lucrați, nu în funcție de ce vă spune partidul. Judecați lucrurile în funcție de pășcăneni. Și atenție! Suntem pășcăneni și cei din oraș, de la bloc, suntem pășcăneni și cei din suburbii. În aceeași măsură. Toți au dreptul la investiții, toți au dreptul la apă și canalizare. Dacă luați dintr-o parte, trebuie să găsiți soluții pentru a echilibra această balanță. Din acest motiv ați fost aleși și puși acolo pentru a reprezenta comunitatea în ansamblu ei. Sper ca vineri să vă ajute Dumnezeu să luați cea mai bună decizie. Altcumva, haosul va fi și mai mare în Pașcani. Și repet, sunt întrebări, doar 10 care mi-au venit în minte. Sunt convins că sunt probleme
și mai mari, și mai multe, și mai complexe, de ordin contabil, juridic, financiar și așa mai departe, la care domnii consilieri ar trebui să aibă acces și să găsească răspunsuri înainte de a vota. Mulțumesc și dumneavoastră. Subliniez încă o dată, nu sunt de partea celor de la APA Vital, în niciun fel. Nu pot fi nici de partea celor de la Preservapa și am motivat de ce. Iar în ceea ce vă privește, știți bine că de-a lungul timpului, luni de zile am făcut aici emisiuni tocmai pentru a afla răspunsuri pentru dumneavoastră. Eu locuiesc la casă, am contract la apă și canalizare. La apă nu am canalizare. Aștept, nu ascund. Aștept ca administrația locală sau APA Vital sau cine o fi, mai puțin mă interesează, dar aștept ca astfel de investiții să fie făcute și în suburbii, și unde locuiesc eu, și unde locuiesc vecinii mei, și pe alte străzi, în toate suburbiile, mai ales, de exemplu, în Lunca și Blăgeștiu, sunt suburbii pe malul Siretului, când mai ales primăvara, când sunt precipitații foarte mari, atunci terenurile sunt inundate. Vă dați seama, dacă ar fi canalizare, ar fi rezolvat o mare problemă. De asemenea, la Gâștești, vara, când sunt temperaturi caniculare, foarte multe fântâni nu au apă, rămân fără apă. De asemenea, este un motiv pentru care administrația locală trebuie să găsească soluții ca în zona Gâștești să fie rețele de apă peste tot, nu numai pe străzile principale. Mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare.